Cea mai îndrăgită pisică din Japonia, Hello Kitty, este vedeta expoziției de la Londra. Pisica albă cu fundă roz împlinește 50 de ani. A fost creată de Shintaro Tuji, fondatorul companiei Sanrio, specializată în vânzarea de cadouri personalizate. Hello Kitty a fost imprimată prima dată pe o geantă și cu timpul a devenit o industrie de 80 de miliarde de dolari. One of the amazing things about Cute is it has this ability to provoke an emotional response, and it can generate affect in all of us. And it isn't necessarily something that we can control. So it proves slippery in that nature, but it's quite powerful. Expoziția are o mulțime de lucruri drăguțe, de la cărți poștale vintage cu îngeri, la păpușa Cupie apărută în 1913, până la personaje mai moderne, precum extraterestrii E.T. sau bebelușul Yoda. Personajele animate au ajuns inclusiv pe haine sau încălțăminte. I think cute actually divides people. When you see something really cutesy, like kittens with rainbows, some people love it and some people find it almost vomit-inducing. They find it a bit too much. Există inclusiv jocuri care te învață să imiți animeul tău preferat. So I'm really interested in the cute aesthetic because I think it has this deceptive power to it. It's something that feels kind of very innocent and very light on the surface, but actually you get kind of the soft power and you get the kind of way it immerses itself into people's consciousnesses, which I think is a really interesting, unique ability of the cute. Expoziția intitulată Cute, adică drăguț în engleză, este deschisă până pe 14 aprilie la Londra.